Farul a reușit să evite numele grele ale fotbalului românesc în optimile de finale ale Cupei României la fotbal, precum FCSB sau Universitatea Craiova, însă va da piept cu una dintre revelațiile actualei ediții a Ligii I. Marinarii vor juca pentru un loc în sferturile de finale ale competiției contra celor de la Chindia Târgoviște, într-o singură manșă, cel mai probabil pe arena Ilie Oană din Ploiești. Capul de afiș al acestei faze, conform tragerii la sorți, ce a avut loc marți la Casa Fotbalului, este confruntarea dintre Dinamo București și FCSB. Partidele din cadrul optimilor Cupei României se vor disputa la 10 februarie. În caz de egalitate, după 90 de minute de joc, se joacă prelungiri și după caz se trece la executarea loviturilor de departajare.